se lasă seara, colind ulicioara, până la căsuța unde stă mândruța. Când se lasă seara, colind ulicioara, până la căsuța unde stă mândruța. Hai, neică, hai, vino în brațe ce mai stai, gurița să-mi dai, floarea mea de mai. Hai, mândră, hai, vino în brațe ce mai stai, gurița să-mi dai, floarea mea de mai. Hai, vino-n brațe ce mai stai, gurița să-mi dai, floarea mea de mai. Hai, neică, hai, vino-n brațe ce mai stai, gurița să-mi dai, floarea mea de mai. Mândră dulce floare, dragostea mea mare, fată răsfățată, ce te lași rugată. Mândră dulce floare, dragostea mea mare, fată alintată, ce te lași rugată. Hai, neică, hai, vino în brațe ce mai stai, gurița să-mi dai, floarea mea de mai. Hai, mândră, hai, vino în brațe ce mai stai, gurița să-mi dai, floarea mea de mai. Hai, vino în brațe ce mai stai, gurița să-mi dai, floarea mea de mai. Hai, neică, hai, vino în brațe ce mai stai, gurița să-mi dai, floarea mea de mai. Hai, dragoste, hai, vino în brațe ce mai stai, gurița să-mi dai, floarea mea de mai. Hai, dragoste, hai, vino în brațe ce mai stai, gurița să-mi dai, floarea mea de mai. Foarte frumos, doamnelor și domnilor. Acum aș vrea să întreb eu exact. Ia spune-mă, Gabriele, de ce ai pupat totul pe frunte pe fată, mai? De plăcere, de iubire, de apreciere pe care o port lui Beatrice și mă bucur tare mult. Să știi, Cristi, că am descoperit-o pe Beatrice după 5 ani în care noi n-am colaborat și am avut norocul să o recunosc pe Beatrice și mi-a explicat niște lucruri atât de frumoase. Să mă duc la psiholog, să fac biorezonanță, să mănânc sănătos, să mă apuc de sală. Deci îți mulțumesc, uite, în direct, aici, stai exclusiv. Deci apreciez. În calitate de ce îi mulțumești? În calitate, în afară de parteneră de scenă, de... În parteneră de prieteni. Sunteți împreună? Nu, suntem prieteni, ca orice prieteni. Dacă se va ivi vreodată ocazia asta, nu voi zice nu, să știi. El adică cred acum că așteaptă o invitație spui... din partea mea, înțeleg eu. Ce anume? Cred că el așteaptă ca eu să-i propun, după cum s-a exprimat. Mă, asta a cântat taxia cu 20 de ani cu caută-mă tu, dar nu mai merge așa, mă. Nu? Fetele din ziua de azi... Băi, ca și pe vremuri, mai trebuie scoase și ele. Salut, fiecare zi o scot, să știi. O mai fii la o biorezonanță, la o ciocolată. Iar la biorezonanță după aia. O mai duci la un club, măcar un restaurant, fiind. Dar fiecare zi o scot, 6 seara am dus-o la Curtea de Argeș. M-a dus la un concert, să cânt, mă exploatează. De fapt, ai trimis-o la muncă. La muncă, normal. Stai o secundă. Bun, deci înțeleg că ea ți-a adus foarte multe lucruri în viață. Înțeleg că tu ai studiat psihoterapie, nu? Nu, eu am făcut conservatorul, ca și Gabi de altfel, numai că în locuri diferite, însă la un moment dat în viața mea a existat un moment de impas, să zicem așa, după care am avut nevoie de tot soiul de terapii, de recuperare, în primul rând de ordin fizic, dar făcând tot felul de terapii, de recuperare a pielii, a mușchilor, a nervilor, am început cumva să am interes și spre zona asta de vindecare emoțională, de dezvoltare personală. Și atunci am făcut tot felul de lucruri pe care le-am împărtășit cu Gabriela atunci când ne-am reîntâlnit la propunerea lui de a colabora, pentru că noi altfel ne știm de foarte, foarte mulți ani. Am înțeles. Deci... Iar el este
este un elev foarte silitor, motivat și ascultător. Și face tot ce îi spun eu și sunt foarte încântată. Am înțeles. De asta. Păi să știi că începutul e bun când bărbatul ascultă de femeie. Exact. Înțelegi? Că în rest avem și noi diverse impresii despre muncă și viață. Deci, doamnelor și domnilor, Gabriel merge cu Beatrice, dar Gabriel ascultă de Beatrice. Da. Mulțumim foarte mult și noi mulțumim. Mult succes, doamnelor și domnilor. Hai să...